Concluzia sondajului USL este că principalul partid de guvernământ pierde vertiginos din procente. Diferența se vede mai cu seamă la Consiliul Județean, unde supremația este deținută de PDL. PSD-iștii spun că diferența dintre principalii contracandidații de la Timiș, Titu Bojin și Constantin Ostaficiuc, este foarte mică. Din sondajul care îl avem, se prefigurează un avantaj în ceea ce mă privește pentru candidatura Consiliului Județean, cunoscând că PSD-ul este un partid care are bine structurat, bine organizat în teritoriu organizațiile. Suntem pe primul loc și în municipiul Timișoara și un scor foarte bun care, trebuie să recunosc, nu l-am avut până acum niciodată. PSD-iștii sunt totuși dezamăgiți de intenția de vot a timișenilor, care se menține scăzută în ultima perioadă. Conform sondajului USL, jumătate dintre respondenții nu au de gând să își exercite dreptul cetățenesc la următoarele alegeri. Cel mai dezamăgiți sunt de Partidul Democrat Liberal, peste 60%. Cei mai mulțumiți se declară PSD-iștii din organizația municipală. Asta pentru că liderul lor, Sorin Grindeanu, a obținut un scor bun. Arată un vot masiv anti-PDL și anti-orice candidat ar scoate PDL-ul la nivel de Timișoara. Atât sondajul PSD cât și cel al PNL vor fi supuse negocierilor în cadrul Uniunii, iar la sfârșitul lunii august vom ști care sunt cei doi candidați comuni ai USL pentru primăria Timișoara și Consiliul Județean Timiș.